Înainte de toate, să lămurim ce este Rusia, sau mai bine zis, ce nu este Rusia. Rusia nu este o democrație, pentru că o democrație necesită câteva lucruri care sunt destul de greu de întreținut. Necesită legi, instituții, alegeri libere, necesită libertăți de toate felurile pe care Rusia nu prea le are. Așadar, Rusia este o autocrație. Putin, aflat la putere de peste 20 de ani, dorește refacerea Imperiului Sovietic, care a funcționat între 1917 și 1992. În tot acest timp de exercitare a puterii, lui i-au ieșit câteva lucruri. 1. Să-l susțină la putere pe Alexander Lukashenko, dictatorul din Belarus un dictator fără scrupule, care ține captivă țara aceasta în zona, în plasa tătucului de la Moscova. Belarusii sau bielorușii sunt de fapt tot un fel de ruși din vest care au suferit vagi influențe europene, occidentale, în toată arhitectura aristocratică, medievală sau modernă. 2. A reușit Menținerea Republicii Transnistria ca un fel de ghimpe, dacă vreți, teritorial între Moldova și Ucraina, în toți anii de la declararea independenței de către Ucraina și de către Republica Moldova. Țara asta, bucățica asta de țară, nerecunoscută de nimeni decât de Rusia, este ținută și ea captivă. Din punct de vedere militar, economic și salarial. Așadar, Transnistria este o republică autonomă care încurcă foarte tare lucrurile din bucata asta de Europa. 3. A reușit să anexeze peninsula Crimea în 2014, trimițând acolo trupe fără însemne pe uniformă, care a ocupat toate instituțiile din această peninsulă aflată în nordul Mării Negre, toate bazele militare de unde soldații ucraineni au plecat cumva speriați cu coada între picioare. Crimea, practic, este teritoriul rusesc, cu tot cu baza militară navală de la Sevastopol. Asta a făcut Putin în Crimea, asigurându-și prin asta o mai, mare, o mai mare putere de verificare a mișcărilor NATO din Marea Neagră, în principal a mișcărilor care se întâmplă în Dobrogea, în România, în mod special și în Bulgaria. Pentru că cu Turcia a rezolvat cumva problema, pentru că s-a împrietenit cu, cu Recep Taip Erdogan, care l-a luat pe Putin ca mentor, făcând din Turcia o autocrație după model rusesc. După ce a ocupat Crimea, fără niciun glonț, a început să o înarmeze. A plantat și aici rachete Iskander cu rază medie de acțiune de 700 de kilometri pentru a da un semnal clar statelor NATO de la Marea Neagră și americanilor că țin sub observație Mare 4. A reușit să planteze rachete de tip Iskander-M în enclava Kaliningrad, care este și ea un ghimpe teritorial situat între două țări, membre UE și membre NATO. E vorba de Lituania și de Polonia, exact la Marea Baltică. A recunoscut Osetia de Sud și Abhazia în 2008 ca fiind republici independente. Ele aparțin în mod normal Georgiei, se află în partea de nord a Georgiei, tot un, o țară cu ieșire la Marea Neagră și cu baza în Caucaz, recunoscându-le acestora independența, bine, împreună cu Nicaragua și a mai asigurat o parte de Influență în toată regiunea aceasta de est a Mării Negre. 6. Acum, băgat în seamă din ce în ce mai puțin de puterile occidentale, după anexarea Crimeei din 2014 și după cei doi ani de pandemie, Putin a găsit o cale de a-și drum către gurile Dunării prin invadarea Ucrainei și prin anexarea a încă câteva provincii, câtorva provincii uh, ucrainene de la Marea Neagră, Zaporoje, Cherson și Odessa, pe care să le alăture uh, deja anexatei Crimei și deja uh, regiunilor separatiste Lugansk și Donetsk. În aceste două regiuni separatiste, Lugansk și Donetsk, uh, Putin Sprijină 35.000 de rebeli ruși de origine rusă care luptă cu forțele ucrainene, înarmându-i și oferindu-le sprijin tactic în această regiune. În felul ăsta, pornind de la granița de sud-est a Ucrainei și până la granița ei, dacă vreți, de vest sau de sud-vest, toată zona asta va deveni sau va împlini visul lui Putin de a crea Nova Rusia, adică o regiune tampon între el și uh, Uniunea Europeană sau între el și membrii NATO. Noi suntem ghimpele pe care Putin vrea să-l rezolve aici, urmărind de la gurile Dunării, din zona deltei Dunării, tot ceea ce face. NATO, ce fac americanii și ce facem noi în Dobrogea. În acest context, Putin a adus la granița cu Ucraina mai bine de 127.000 de soldați roși, însoțiți de 3.500 de tancuri, însoțite de 36 de baterii de rachete Iskander de tip Sol-Sol cu diferite raze de acțiune. La aceștia se adaugă cei 20.000 de militari pe care are deja cantonați în Crimea și plus toate navele din fostul port rusesc Sevastopol pe care Rusia îl stăpunea în Crimea încă înainte de anexarea acestuia în urma unui acord pe care l-ar fi avut cu ucrainenii. Acum toată Crimea este a lor. Și acum avem dimensiunea clară a numărului de trupe pe care se bazează Putin pentru invadarea Ucrainei. În concluzie, Rusia nu se va liniști niciodată. Se va certa în continuare cu Uniunea Europeană, se va certa în continuare cu NATO și cu americani. Va pune în discuție parteneriatul cu China. Se va certa în continuare la Pacific cu Japonia, pentru că este țara cu care n-a încheiat al doilea război mondial din cauza problemei insulelor curile. Va stăpâni în continuare tot centrul Asiei, dovadă stau ultimele evenimente din Kazakhstan. Toate țările de acolo, gen Kyrgyzstan sau Turkmenistan, vor fi în continuare sub tutela directă și nemijlocită a Rusiei. La toate astea s-au daugă cele trei țări din Caucaz, care nu vor ieși niciodată de sub influența rusească, mai ales că acolo sunt și baze militare rusești, ca de altfel și în, în centrul Asiei. Rusia are un stil unic de a-și exercita, dacă vreți, puterea, pentru că Rusia are nevoie de spațiu. Deși sună ciudat, sună absurd să te gândești că o țară de 17 milioane de kilometri pătrați are nevoie de spațiu? Da, Rusia are nevoie de spațiu pentru că cât are un spațiu mai mare, cu atât își protejează mai bine inima. Moscova, Kremlinul și pe Putin.